Salutare, bine ați venit la Terra România, continuăm seria de leveling de pe Wrath of the Lich King și mergem să facem quest-ul acesta. Dar mai întâi să încercăm asta cu Vic Ski, sper să nu mor. Am luat și achievement-ul, bine că am băgat asta. Sper să nu mă atace asta. Ar trebui în lacul acesta să găsim această cheie. Hai să ne scufundăm totuși. Poate găsim, poate nu. Dăm și join. Astăzi, în acest clip, o să vorbesc un pic despre YouTube, despre acest canal, despre viitorul lui, fiindcă m-am tot gândit, uite aici. În aceste clipuri de gameplay aș putea să vorbesc despre tot felul de subiecte, să fie un fel de podcast combinat cu gameplay. Cred că e mult mai ok decât să zic așa, acum merg acolo. Și astăzi o să vorbesc despre acest canal și despre YouTube în general. Eu când m-am apucat de World of Warcraft, acum mulți ani, știam că vreau să fac clipuri pe YouTube. Dar chiar am avut un canal acum 10 ani, cred că, în care puneam clipuri luate de la alții, bineînțeles, și le încărcam pe YouTube și nu primeam nicio vizualizare, nimic. Și pentru mine YouTube a fost ceva, deci Terra România vine de la topuri, cred că am mai zis chestia asta, vreau să fac topuri. Dar după am văzut că este cineva atențicat mere, vreau să fie un fel de Watch Mojo, dar românesc. Clar nu avem nici skill-ul și nici she's huge. Să fac ceea ce făceau youtuberii din America, dar mereu vreau să fac content pe YouTube. Niciodată nu m-am considerat un YouTuber, fiindcă nu trăiesc din asta. Pentru mine YouTube-ul e o pasiune mai mult și planul meu inițial este că, fac clipuri pe YouTube, gata, devine canalul popular și o să trăiesc din asta. Dar nu e chiar așa. Uneori pot să dureze ani și niciodată nu o să mă gândesc că o să trăiesc din YouTube. Eu momentan fac clipuri cu Warcraft, acum am început câteva serii noi care chiar îmi plac. Nu vreau să mă axez doar pe Warcraft, fiindcă știu că nu e... adică nu are chiar o comunitate atât de what? Sărim. Eu nu știu ce am... anyway. Să mergem să predeam asta aici, dacă tot. Și așa credeam că, faci câteva clipuri și gata. Îți crește canalul de YouTube și... Și după ce am văzut că este canalul ăsta atențicat mere, că face el content cu topuri. Și bineînțeles, nu vreau să mă leg de atențicat mere sau de orice canal de YouTube românesc. Chiar și canalul meu. Nu este decât o versiune a unui canal în engleză. Clar, atențicat mere se inspiră mult, probabil, din alte topuri ce le vede pe internet, fiindcă... În general, când te documentezi să faci un clip pentru YouTube, de unde îți iei informațiile? Bineînțeles, de pe internet.
Și eu cred că și el la rândul lui se inspire de la Watchmojo sau de la alte alte canale de YouTube. Și am zis că, bă, Warcraft, mereu mi-a plăcut Warcraft, și îmi place lore-ul, îmi place universul. Am jucat cam toate jocurile. Și am zis că, na, trebuie să fac ceva în legătură cu Warcraft. Și așa a apărut povești din Warcraft. Bineînțeles că sunt atâtea canale în engleză. E Nobel, e Lore Horror sau ceva de genul. Lore of the Cards. Bine, face din Hearthstone, dar tehnic e tot Warcraft. Nixium, Crucial, Dorson, cred că sunt așa multe canale de lore în engleză. Dar în română nu era, era doar un canal Arctic și avea povestea lui Arthas și aia era spusă destul de greșit. Acum văd că și-a șters. Din păcate, chiar aș fi vrut să continue cu YouTube-ul, dar na, nu știu de ce, a renunțat. Și am zis că, bă, încep cu povești din Warcraft, fiindcă da, îmi place Warcraft. După aia o să mă axez și pe alte clipuri, cum ar fi, pe un timp mă tenta să fac despre supereroi, fiindcă îmi plac foarte mult supereroii și am citit ceva benzi desenate și am zis că, bă, fac despre Batman, Superman. Nice. Dar până și acolo erau ceva jucători, ceva canale de YouTube care făceau chestia asta. Și am renunțat și la asta. Am câteva clipuri cu topuri, dar multe dintre ele au primit copyright claim și am renunțat la topuri. Chiar am cel mai popular clip al meu este despre mâncare, culme, în engleză și despre mâncare, așa de cringe. Și acest canal pe viitor cred că o să fie mai mult despre de ce a decăzut. Vreau să vorbesc despre în serie de ce a decăzut, nu doar despre animație sau despre anime-uri. Și produse românești sau canale românești, tot felul de chestii ce pentru mine au avut un rol important. De exemplu, vreau să vorbesc despre de ce a decăzut Atomic. Deci Atomic, dacă știți, era un canal de muzică. Și chiar sunt și eu curios, fiindcă vreau să mă documentez bine înainte să fac un... Că luăm și pe asta, inventory is full, de că vindem asta, nu prea ne trebuie. Da, și așa a fost cu povești din Warcraft. Nu era în română, nu era, și chiar vreau să văd pe cineva că face și aduce noi playeri. Eu povești din Warcraft vreau să fac până la episodul 100, deși clar o să mai dureze câțiva ani. Și după aia vreau să închei această serie. Hai că le iau doar ca să le pot vinde. Ce să renunțăm noi? Renunț la asta. Și după aia o să închei cu povești din Warcraft, fiindcă 100 de episoade cred că e de ajuns. Și deja cred că o să mă prindă 10 ani până o să termin toate cele 100 de... Deja sunt la episodul 54, deci mai am încă pe atâta. Dar vreau să vorbesc despre Star Wars, despre Stăpânul Inelor, sunt foarte multe lucruri care mă pasionează. Și despre... Vreau să fac o serie despre filme, sunt pasionat de filme, îmi plac filmele foarte mult, de la filmele vechi până la filmele noi. Dar vreau să fac ceva diferit. Deci toată lumea face review-uri la filme noi, eu o să mă axez pe filme vechi, filme clasice ce tot le-am văzut în copilărie. Fiindcă am ajuns la concluzia că o recenzie la un film, obviously, nu e nimic altceva decât o părere subiectivă ce nu prea contează. Adică dacă stai și te uiți la un, nu știu,
Hai, poate dacă are același gusturi ca și tine. Dar în principiu nici el n-are habar despre ce vorbește. El se leagă de niște chestii foarte superficiale. Povestea și... nu știu, firul narrativ, probabil. Dar pentru mine un film e mult mai complex de atâta. Ține și de cinematografie. Ține și de regie, adică cum e filmat, ce cadre, cum sunt suprapuse cadrele, dacă cadrul respectiv are un mesaj în spate, cum e pusă camera să favorizeze caracterul sau nu. Deci sunt mai multe chestii și chiar vreau să văd unele filme vechi, nu știu, de exemplu cu Jean-Claude Van Damme. Care le-ai vedea pe IMDb sau pe Rotten Tomatoes acum și vezi că au, nu știu, 30. Și zici, bă, ce filme proaste, dar totuși pentru mine sunt filme bune, fiindcă au adus atâta amuzament. Adică ce face un film să fie bun? Și de asta am renunțat să mă uit la review-uri, cel puțin și în engleză și în română. Singurul care îmi place este Chris Stockman. E chiar... și momentan el vrea să devine filmmaker. Cred că e filmmaker. Dar mai mult mă uit la Every Frame a Painting, ce l-am prea mai făcut clipuri. Lesson from a Script. Deci sunt atâtea canale de filmmaking și de review-uri chiar mult mai bune decât canalele astea generice ce vorbesc de filmele de la Hollywood ce apar acum. Eu, dacă o să fac review-uri la filme, o să fac despre filme ce le-am văzut acum mult timp și o să le revăd. Și filme ce mi-au marcat cumva copilăria sau adolescența. Și nu o să fac doar că apare acum, nu știu, Black Widow, gata, merg să văd Black Widow și să fac o recenzie. Eu cred că e un mod greșit în a aborda filmele. Mulți acum criticăm un film, mă refer la cei care se uită la review-uri. Nici măcar n-ai văzut filmul. Și faptul că vezi review-ul înainte de film îți induce o preconcepție asupra filmului. Tu crezi că filmul este prost fără să îl fi văzut măcar. Pe când mai de mult te uitai la un film, habar n-aveai dacă e bun sau rău, îl vedeai, îți formai o opinie proprie fără să fii influențat de Rotten Tomatoes sau de IMDb. Pe când acum te uiți după o notă, are 7, must be good, dar nu e chiar așa. Eu, de exemplu, am văzut un film, se cheamă The Man from the Earth și vă recomand să vă uitați la el. Mi se pare că are 7 pe IMDb, dar din punct de vedere al dialogului e foarte complex, adică filmul tratează niște subiecte cum ar fi religia, imortalitatea la un nivel puțin văzut în alte filme sau 12 oameni furioși, 12 Angry Men, încă un film care mi-a plăcut și un film destul de vechi. Dar faptul că acțiunea se întâmplă doar într-o singură cameră sau în sala de tribunal și oamenii discută dacă omul ăsta este vinovat sau nu, sper să vă uitați, nu cred că vă dau spoilere. În fine, te ține captivat. Mi s-a părut genial gândindu-te acum că un film trebuie să aibă cât mai multe explozii sau cât mai multe chestii vizuale să te țină. Nu, filmele sunt despre poveste și dacă o poveste este bine spusă, nu contează că e spusă într-o singură cameră sau că e spusă în 50 de locații cu 100 de actori și cu un buget foarte ridicat. Deci cred că asta mi-ar plăcea să fac. Eu aș vrea să aduc YouTube-ului românesc, nu știu, dacă zic că ceva ce nu mai a fost adus e absurd, că n-ai cum aduce ceva ce nu mai a fost adus, dar măcar ceva, un strop de noutate, un strop de ceva ce nu găsești. Eu încerc să fiu cât mai autentic, știu că nici eu nu sunt mai autentic, de obicei dacă aș vorbi cu accentul meu de Suceava, fiindcă eu sunt Suceava, ați rămâne, oare să iau, hai că iau mănușile astea, să mă rog pe asta.
Adică eu vorbesc cu work, cu duty, cu... Ăsta e accentul meu. Dar fiindcă... Oh, stai că am... să arunc și asta. Dar fiindcă fac YouTube, bineînțeles, aici. Hai să, oare să facem, hai să facem level așa. Și după aia o să, da. Și pentru mine YouTube-ul românesc, să fiu sincer, văd câțiva YouTuber care îmi plac. Uite, de exemplu, în România, cred că cei mai autentici sunt cei de la Creative Monkeys. Recent m-am început să mă uit la... Atenție, nu atenție, la îmi place să mănânc. Eu sunt foarte pasionat de mâncare. Nu știu dacă știți chestia asta. Dar... Bă, mâncarea, adică îmi place să gătesc. Și... faptul că m-am uitat la îmi place să mănânc, adică... God damn it. Bă, am murit așa de repede. A băgat toate bufurile alea pe mine. Nu-i nimica. În general nu prea mă uit la YouTuber din România. Mi se par, na, să fiu sincer, full of shit. Adică să te uiți la viața altuia, la vlogger și la asta. Bă, poate, nu știu, te asociezi cu ceea ce vorbesc ei sau ceea ce cred ei. Dar eu totuși mi se pare o... nu știu. E o pierdere de timp. Fiindcă și ce fac eu aici tot e o pierdere de timp. Bă, că stai și te gândești, poți să faci chestii mult mai utile cu viața ta. Da, e fake. Viața lor nu e ceea ce e prezentată pe internet. Clar, e... Nu știu. Cumva e scos din context foarte multe... Scos din context foarte multe lucruri. Sunt scoase din context foarte multe lucruri și... ei prezintă doar o porțiune din viața lor și de multe ori e filtrat ceea ce spun și cum se comportă. Așa cred eu, fiindcă nu ai cum să fii tu însuți în momentul în care ai o cameră în fața ta. E aproape imposibil, doar dacă ești un actor foarte bun. Dar până și actorii disimulează atât de bine încât nici nu-ți dai seama dacă sunt ei sau dacă aceștia se prefac sau... Na. Și de asta zic, YouTube-ul te schimbă, te schimbă chiar foarte mult. Și... bă, pe bune din nou. Ce are asta așa de mucare, așa multe de-a? Dă să fug de el, că... m-a săturat să mă cuiască. 17.000 viață. Băi, dar mă las, că are full gear și... În fine. Da. Chiar nici nu mă deranjează că sunt omorât. Și de asta nu prea mă uit. De exemplu, uitați-vă, la... îmi place să mănânc, mă uitam și mă uit din când în când. E autentic, adică așa e el, așa e și când pornește camera, așa e și când oprește camera. Pe când dacă te uiți la, nu știu, la un canal de gaming... În momentul în care începe un clip, e: hei, salutare copilași, ce faceți? Nu cred că vorbește el așa în viața de zi cu zi, adică, după părerea mea, e un pic bullshit, să fiu sincer, adică disimulează foarte mult între ceea ce e, ce e de fapt și, și mulți dintre ei, fiindcă pentru ei gamingul pe YouTube e un job, nici măcar nu mai joacă din plăcere, joacă din... hai că trebuie să fac asta ca să pun content pe YouTube. Și un content, nu știu, nu e de calitate. Vă zic, uite, nici eu nu fac content de calitate, nu sunt cel mai bun la content, clar. Greșesc, editări, nașpa. Dar gaming-ul pe YouTube,
cel puțin în română, e foarte lame. Adică m-am uitat într-o zi la Hai Rafael. Bă, să fiu sincer, nu știu, nu... Ori eu foarte iar ăsta. Bă, lasă-mă în puii mei în pace. Hai să fugim. Acum chiar începe să mă enerveze că deja... Ideea e că are și foarte mult de viață și damage foarte mare. Ai văzut că am dat pe el și ce am dat? 300 damage sau ceva, adică foarte puțin. Na, m-am uitat la Rafael, m-am uitat la câteva clipuri. Nu pot să mă uit, nu mă atrage cu nimica, joacă niște jocuri irelevante, ce nu au... Nu știu, se vede că e pentru el un job, nu mai e... Poate mă înșel, poate face asta, poate îi place... Dar nu-i mai e nimica din pasiune, știi? Cumva că trebuie să fac un clip, de să caut ceva jocuri. Formula e cel puțin de la PewDiePie, dar PewDiePie cel puțin are umorul ăla specific al lui. Are ceva care, bă, te face să te uiți. Nu, bine, nu vreau să-l compar cu... Deși am făcut chestia asta. E altceva. Și cam asta e, adică când vine vorba de gaming în România e... În mare parte prefer să mă uit la cineva care e autentic decât la cineva care e fake și o tratează ca un job, știi? Pentru el nu e nimic altceva decât caut un joc cât mai neobișnuit și o să fac un clip pentru YouTube. Să văd ce mai e YouTube-ul românesc. Cel puțin dacă te uiți în trending, îți doar porcării, doar manele și doar... nici nu vreau să mă gândesc ce e în trending-ul din România. Probabil sunt foarte multe canale de care nici nu am auzit și care sunt foarte bune. Mă gândesc că sunt chiar foarte mulți în România să-mi fac viața și după aia intru în dungeon. Dar, nu știu, în general prefer să mă uit la content în engleză, fiindcă știu că e deja un pic mai bun decât în română. E altceva. Să băgăm asta în bară până când... Poate nu mai văd ca ăla. Da. Și... Na, cel puțin în... La noi, adică în România, e și cam o formulă de asta cu hei, prieteni, hei, hai să fim sinceri, cum poți spune cuiva hei, prieteni sau fraților, când nici măcar nu-l cunoști? E absurd. De ce s-a așa dat? Noi dăm King. Deci am Paladin, sunt așa mult Paladin. Suntem, e un Paladin Healer, ăsta care e Tank. Hunter și Hunter. O să fie interesting. Așa. Level. Trebuie să-mi pun 6 dacă tot...
poate. Trebuie să șterg asta în cazul în care... ce curea am, am o curea chiar ok. Se pare mie sau e... Ați zis să dau volumul mai încet, că e, e prea puternic. Eu iau de astea, dar... nu știu dacă mai ai făcut acest dungeon. Alof. Da, și așa e părerea mea despre youtuberi din România. Adică eu cred că mulți, cel puțin și eu am făcut asta la început, cu premiza asta s-au băgat o parte din ei. Adică nu toți, poate sunt care și din pasiune. Dar cel puțin acum în ultimul timp, mulți se bagă pe YouTube bă, să facă o afacere din chestia asta, știi? Da, nu știu, e... Pentru mine eu nu cred că o să fie niciodată o afacere. Am alte priorități, dar n-aș vrea să mă las. Chiar aș vrea să continui canalul ăsta cât trăiesc eu. Să pun ce content îmi place, să vorbesc despre lucruri care mă fascinează. Fie că o să fie mâncare, jocuri, o să fie un amalgam pe canalul ăsta. Vă dați seama că nu o să fie ceva... Adică doar jocuri sau doar... dar chiar apreciez, am zis-o de foarte multe ori, cât am acolo 40 de abonați care intră constant, e, na, e un lucru să ai un fel de comunitate care îți apreciază munca, fiindcă mă uit la toate clipurile pe care le-am făcut, chiar e, e foarte multă muncă în toate... în toate aceste clipuri pe care le-am făcut de-a lungul anilor, am băgat sute de ore, aș putea spune. Și... damn pass. Da. Stați un pic să stau așa, că mi-au omorțit picioarele. Dai că să-mi fac viața. Adică mana. Am foarte multe verzăciuni, dar momentan sunt în level 78, mai trebuie ceva. Și asta e problema cu... YouTube-ul în România. Uite, mai este Codrin Bradea Satana, care iarăși mi se pare autentic. Eu știu că n-a început cu Satana Cartoons, de atunci mi-am de el, dar nu, niciodată n-a fost ceva, nu știu, care, bă, wow, neapărat trebuie să mă uit la el. Da, mi se pare ok la ceea ce face, dar nu e tot timpul genul meu de content. Acum văd că face un fel de meme reviews, se ocupă și de rap, chiar asta mi-a plăcut el, că e autentic, știi, adică cineva caută un youtuber să...
Spell power. Să, nu știu, să poți. Deci, bă, uite, am ceva în comun cu YouTuberul ăsta. Dar de multe ori stai un pic, cred că am făcut un quest. Nici nu mai știu, că dăm delete la asta. De exemplu, uite, mă gândeam într-o zi la ăștia care sunt YouTuber și își arată stilul de viață foarte luxos. Deci nu te uiți la ei decât doar dacă ori te, nu știu, te fascinează stilul respectiv de viață și ai vrea și tu așa ceva. Ori ești foarte carismatic, nu știu, adică nu m-aș uita la cineva când știu că, na, cred că mai mult m-aș întrista să știu că ăla trăiește foarte bine și adică, uai, ce aș vedea pe cineva că își arată opulența. Da, cred că de acum așa o să fie următoarele episoade de Warcraft cu vorbezi diferite bullshit-uri. A, și încă o chestie. YouTube-ul românesc e plin de bullshit, deci să e atâta bullshit în tot YouTube-ul românesc încât farsei irelevante și serios, deci dacă sunteți copii și vă uitați la acest clip și vă uitați și la YouTube românesc care se ocupă cu farse, e pointless. Mai degrabă, nu știu, te uiți la altceva, te... E pierdere de timp, bine că nici ce fac eu, v-am zis, nu e chiar știință sau să zici că salvează lumea, dar farsele alea și... Uai, de ce... Da, atacă ăștia, nu glumă. În schimb, uite, mie îmi place, de exemplu, să vorbești despre canale străine. Sunt așa multe canale, chiar și de Warcraft. Chiar este foarte ok, și de Warcraft 3. Este Funny Warcraft 3. Annoying Warcraft 3. Sau, uite, Fallow Grubby, care e un jucător foarte bun de Warcraft 3. Puh, sunt atâta de mulți. Hai să dăm și asta, să punem asta. Ia, știu că e relevant, dar... Nu știu dacă îl putem face pe asta, fiindcă tankul mi se pare că ia prea mult damage. Sau cred că facem. Că moare, cred că healerul. Așa e, când nu primești heal, dar ce să faci? Bă, chiar mă bucur cumva că m-am reapucat de World of Warcraft după atâția ani.
Am mai avut un fel de tentativă să joc în 2018 și după iarăși am Și pe viitor, nu știu, vreau să fac chestia asta cu filme, dar nu știu când, mă tot gândesc cum o să fac primul clip. Încerc să mă împart între viața profesională, viața personală și YouTube. E foarte greu să faci YouTube când ai astea alte două. Adică nici nu știu dacă pun asta, trei armuri. Zic că cred că din familia mea numai fratele meu știe că fac YouTube, adică foarte puțină lume știe, știi? De ce le-aș spune? Adică YouTube pentru mine e mai mult e un hobby, nu e nimic altceva. S-ar putea să luăm wipe aici. Dar poate că nu, poate că da. Deci pentru mine YouTube-ul încă e ceva, na, e mai mult fun, e mereu a fost fun și o să fie fun. Dacă îl tragi pe asta. Și nu știu. Doar, dar chiar dacă o să crească canalul, nu știu dacă o să, sper sincer să nu mă schimb, să nu fiu altceva decât ceea ce sunt. De obicei sunt destul de umil când vine vorba de realizări. Și gândiți-vă că am 5 ani de când am canalul ăsta și a crescut chiar, na, puțin, dar nu asta contează. Contează că sunt câțiva abonați care chiar apreciază ceea ce fac și le place ceea ce fac. Mi-au zis chestii de genul că, na, sunt YouTuberul lor preferat sau, și niciodată m-am considerat YouTuber. Deci vă dați seama diferență între cineva care face YouTube într-una și eu, care uneori nu postez un an de zile sau nu poți fi considerat YouTuber. YouTuber ești când faci asta la un nivel destul de ridicat și trăiești din asta, atunci după părerea mea ești considerat YouTuber. Până în punctul ăla ești doar un simplu creator de conținut și I call them greet.
Ce? Asta e protection, e bine că... A murit tankul. Hai bă, încă... doi hunter dau hit. Dau pass. Da, era mai mult de... anyway. Testau și eu. Nu ai nimic. Poate cade unul de asta și mai vinem și noi ceva. Ne îndreptăm spre următorul boss. Aici avem un quest. Am luat ceva în instanța asta? Încă nimica. Speranțe am luat. Ce vreau să mai fac pe acest canal? Deci, review-uri la filme vechi, bineînțeles. Mă gândeam la un moment dat să fac un fel de analiză, dacă știți cum e every frame of painting sau... Anyway.
dar deja chestiile alea sunt destul de complexe și sunt subiecte care chiar îți trebuie nivel de editare foarte bun, narațiune bună, deci nu e ceva care ai putea să-l tratezi așa cu superficialitate și zici că bă, hai că fac analize pe film sau pe... Adică trebuie să te gândești că sunt niște filme destul de complexe și subiecte complexe și nu poți să le tratezi ca și cum ar fi ceva nu știu, irelevant. Pentru mulți e o chestie foarte importantă. Dar mi-ar plăcea să văd așa ceva în român, nu știu dacă există. Desactivăm și aripile. Ce canal de YouTube? Nu știu, de obicei vloggerii, nu mă uit, mi se pare, v-am spus, full of shit. În mare parte reciclează același content de ani de zile, adică nu știu cât te poți reinventa ca vlogger. Mi-am pierdut mașina, am pierdut la păcănele, am ajutat un sărac, e bullshit. Mulți sunt full of shit și prefer să mă uit la ceva din America sau din Europa sau nu contează de, decât să mă uit la cineva care clar nu este el și nu proiectează adevărata lui personalitate. Dai să-mi fac mâna. You'll find me wherever the action is. Okay. Keep an eye out. I'll have this link in two shakes of a... Okay. Couple more minutes and I'll să văd un pic inspect. Asta e un staff. Cam toți au arme, poate o să cadă ceva armă. Nu știu, să vorbesc despre Star Wars, despre Stăpânul Inelilor. Adică sunt chestii care chiar sunt fan. Cel puțin universul Tolkien este, cred că universul meu preferat. Mai mult chiar și decât Warcraft. Deși când vine vorba de jocuri, clar prefer jocurile Warcraft, dar... De exemplu, îmi place mult The Two Towers jocul, cred că, sau Return of the King. Mai este unul cu Hobbit, Lego Hobbit, Battle for Middle Earth, ce mai este? War in the North. Chiar și ăsta ultimul, Shadow of Mordor, l-am jucat un pic. Deci, poate chiar o să joc la un moment dat în retro gaming.
cine știe, o să vedeți. Chiar o să fie multe lucruri faine pe acest canal. Și dacă vreodată o să ajung YouTuber mare, adică de 50.000 de abonați, 100.000, o să vedeți, astăzi deja vise, dar o să vedeți că o să fiu la fel, adică nu o să mă schimb niciodată, o să răspund la cât pot și o să încerc să... o să încerc să fiu același Alex pe care l-ați cunoscut din 2015 până acum. Adică tot o să vorbesc despre Warcraft și despre chestiile care discut acum, adică... Dar cât de ăștia vin? Să activăm noi aripile și le-am activat aiurea. Query, what do you think I'm here for? Tea and biscuits? Spill the beans already. Damn biscuits. Te învățăm și un pic de lor, cum au apărut piticii. Aici avem. E mult mai bun. Dăm, de fapt, oare toți au dat? Da, hai că dăm și noi. Câștigă tot hunterul ăsta. Mai mic. Mergem la următorul, cred că și ultimul. Asta e mort, asta e mort, asta a fost primul, da, ultimul. Încă două leveluri și facem 80. Și după aia facem voa și toc și restul de... Oare merg mai repede? Nu, trebuie să am... Trebuie să nu mă atace ceva. Ok. Ca și mine. De exemplu, uite, gândiți-vă pe când jucam pe Ultimate sau pe Freax, nu era același nivel de, nu știu, de, să zici că faci, bă, leveling și încep cu dungeon-uri de astea mai lame. Ții minte că... Uai ce... Don't worry, old Bram's got your back. Keep that metal monstrosity busy and I'll see if I can't sweet talk this machine into helping you. Soft, vulnerable shell. Thank you.
ce să zic. Asta e un pic mai greu decât acum activăm și asta e de tank, spell power. Aș putea, dar dacă așa e, dau lui. Defense, spell critic, close. Mai dăm join încă o dată. Poate găsim altul. Hai să facem asta între timp. Dar să ne facem mana. Aștept până la level. Da, cred că asta o să fac. Facem level 79 și încheiem clipul. Și... să văd pe unde să iau pe aici, cred că... să luăm pe asta. Oare asta, asta e? E elite. Hai de moral putem face? Avem, poate avem șansa să-l facem, nu știu sigur. Nu prea avem... nu fugi. Sper să nu... trebuie să ne mai dăm un heal. Să ne mai dăm un heal, fiindcă deja e prea... ar fi culmea să mă atace cineva acum. Și un flash. Încă un heal. Asta e fain la paladin, știi că pe lângă heal-uri și... așa, deci o să... flash. Heal ca lume, fiindcă urmează să... cât mai are? N-ar mai avea mult. Hai că cred că îl facem... a căzut și niște pantaloni. Hai să ne facem viața și după aia să...
Mergem pe de asta. Deci, ce avem aici? Un inel. A, brățară. Asta ar fi cam cea mai ok. Alegem brățară. Pai merge face questul ăsta. Nu mă va ataca nimeni. Chiar vreau să schimb sabia asta că e lame. Am totul plin. Ce să renunț eu? Ce ar ține puțiunile astea de level mic? Vezi? Și asta. Așa. Hai să mergem aici. Cred că după ce o să-l cresc pe ăsta și o să am un pic de na, ceva iteme, o să fac și la Horde unul, fiindcă îmi place să joc la Horde, mereu mi-a plăcut. Am spus, I'm a Horde guy. Dar am jucat și la Alianță, adică n-am jucat doar la Horde, nu sunt ăla cu trebuie neapărat Alianța, trebuie neapărat Horda. Aici era bine dacă aveam fly. Văd dacă o iau pe aici. Mai cred că am jucat ceva, fiindcă poate nu m-a atacat. God damn it. Urăsc când se întâmplă asta. Trebuie să văd pe unde să o iau. Pe aici? Nu. Vezi că îmi trebuie fly. Hai bă, vă las mă în pace. Cred că trebuie să fie în vârf undeva. Ba nu, cred că pot lua și pe aici. Fiindcă nu toată lumea are fly. Și s-au gândit bine ăștia de la Blizzard. Hai că, cred că pe aici. Să-l omorâm pe asta, fiindcă m-a... Deci facem level 50 și... Stai un pic să văd ceva. Specific dungeon. Chiar și asta. Așa, hai să predăm asta. Nu a dat mult, dar văd că sunt easy quest. Luat, predat. Să ne facem viața în caz că ne atacă cineva de la... bă, dacă jucați pe Warmain, scrieți-mi un e-mail în joc și poate jucăm împreună. Facem level împreună, ce vreți. Chiar aștept... A, pe bune.
N-am mai avea așa mult până la level 79. Deci nu ne mai rămâne multe questuri, chiar așa de multe. Încă slab cu dungeon-urile de obicei. Complete quest. Păi că stai tot timpul aici. Sper că nu-mi dă disconnect acum. Luăm toate astea trei. N-am unde să ștergem asta și asta. Asta ce e? Exterminate intruders. Asta e că nu am schimbat. Deci, hai că intrăm, facem. Facem update. Oare l-am terminat asta? Stai să mă la achievement-uri. Mi se pare că l-am încercat odată și eram level prea mic. Dungeons and Raid. Nu, no, nu l-am făcut. Poate facem și level. Să dăm King la toți. Mie îmi dau un Might. Și lui un ăsta. Poate o să-mi cadă ceva. Deci, 72. Să-mi fac și macro, trebuie să mă uit la ele, nici nu mai știu. Nu sunt mai de atâția ani. Da, mi-am inteles că deci am încercat toată, ce mișto e chestia asta. Facem acest dungeon și după, bineînțeles că încheiem și clipul, chiar dacă fac level sau nu, e irrelevant. Deși cred că o să fac, nu mai am așa de mult. Teoretic, dacă mi-ar cădea ceva item pentru mine, n-ar aș avea cu cine să mă.
Hai când data ajungem și la... De ce nu așteaptă de sau de ce nu-i face HP-ul ăsta, nu înțeleg. Dar poate e așa el, Big Badass. Ce nu... Ce nu-i trebuie neapărat HP. Man, le pune la vânzare. Dați un pic.